Fostul șef al Inspectoratului General de Poliție de Frontieră, Rosian Vasiloi, care a demisionat recent după mai multe scandaluri legate de activitatea Poliției de Frontieră la aeroportul Chișinău, ar urma să fie angajat la Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, condus de fostul ministru de interne, Ana Revenco, plecată din fruntea Ministerului de Interne, tot după un incident grav la aerogară, mai exact după decesul a doi ofițeri împușcați mortal de un cetățean străin. Despre mutarea lui Vasiloi la o nouă instituție a statului a anunțat la o conferință de presă președintele CUB, Igor Munteanu. Cum a reacționat la aceste informații fostul șef al IGPF, dar și Ana Revenco, aflați din material? Igor Munteanu a făcut declarația după ce exponenții puterii au afirmat în contextul alegerilor generale locale că satele și orașele care demonstrează că sunt susținătoare a integrării europene trebuie să primească banii europeni, restul vor primi doar bani de la bugetul de stat. Pretenții pe care le arată partidul aflat la guvernare față de localități, cine este european și cine nu este european, determinăm noi. Din păcate nu se transformă și nu se profilează și asupra unor agenții recent înființate, în care regăsim pe doamna ministră Revenco și pe domnul Rosian la proiectul Patriot. Pentru că atunci când îi plasez pe acești oameni la asemenea agenții finanțate din surse externe și bugetare, este ca și cum ai plasa, îi pune vulpea la păzit găini. Lăsați-le! Fostul ministru de interne, Ana Revenco, care a plecat de la MAI după tragedie de pe aeroportul Chișinău, soldată cu decesul a doi ofițeri și care urmează să conducă Centrul pentru Comunicare Strategică, nu a confirmat și nici infirmat că Vasiloi ar urma să facă parte din echipa sa. Ceea ce vă pot oferi acum ca și secret informatic, că colegii lucrează acum pe proiectul structurii centrului, așa cum prevede și cere legea, care în foarte scurt timp va fi expediat în Parlament pentru a fi examinată și aprobată și doar după vor fi pregătite și declanșate toate procedurile de ordine administrativ care să asigure crearea echipei, recrutare și așa mai departe. Deci astăzi, la această etapă, suntem în fază de creionarea structurii prin examinarea și studierea practicilor bune internaționale. La rândul său, Rosian Vasiloi, anchetat penal în cazul dublului omor de la aeroport, a calificat informațiile lui Munteanu drept falsuri. Chiar nu vreau să intru în aceste dezbateri de prost gust. O zi bună, vă doresc. Deci nu confirmați informația domnului Munteanu? Amintim că din august 2021, Vasiloi a fost numit șef al Poliției de Frontieră. Pe timpul mandatului său au avut loc mai multe ilegalități, unele dintre cele mai răsunătoare produse la aeroportul Chișinău. Zeci de polițiști de frontieră care activau în aerogară au fost acuzați de luare de mită pentru a permite trecerea pasagerilor fără certificate COVID. A urmat un alt caz răsunător ce a provocat reacții în societate. Este vorba de dublul omor produs la aeroport în 30 iunie, când un cetățean al Tajikistanului a împușcat mortal doi ofițeri moldoveni după ce s-a refuzat intrarea în țara noastră. La două săptămâni după tragedia, Ana Revenco a demisionat din funcția de ministru de interne. Deși societatea civilă și unii politicieni au cerut și demisia lui Rosian Vasiloi, acest lucru nu s-a întâmplat. La trei luni de la tragicul incident, el s-a ales cu dosar penal intentat de procuratură privind neglijența în serviciu și, în urma unei anchete interne, a fost aplicată mustrarea aspră. Pentru că a considerat măsura nedreaptă, acesta a contestat-o în judecată. Totuși, plecarea lui Vasiloi de la Poliția de Frontieră a avut loc în urma unui incident produs tot la aeroport, de unde un cetățean azer care nu a fost lăsat să intre în țară a reușit să evadeze. Premierul Dorin Recean a anunțat că va urma o demisie fără să ofere nume. Ulterior, în 12 noiembrie, demisia lui Vasiloi a fost anunțată de ministrul de interne la ședința guvernului. Menționăm că Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării va avea misiunea de a consolida cooperarea între instituții în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și ingerințelor străine care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. Inițiativa de creare a centrului aparține președintelui Maia Sandu și tot la propunerea Maia Sandu, acum o lună, Parlamentul a aprobat numirea fostului ministru de interne, Ana Revenco, în funcția de director al acestei instituții.